asta, Upside Down de la Paloma Faith. Ne-a încărcat așa de energie la 16:47 de minute. Să știți că de astăzi revine în forță Piața Victoriei într-un nou sezon aici la Europa FM. Și avem și o surpriză pentru voi. Dacă o mai fi surpriză și dacă nu ați citit deja anunțul nostru de pe pagina de Facebook Radio Europa FM sau de pe site-ul nostru europafm.ro, jurnalista Adriana Nedelea vine în echipa Europa FM. Adriana va realiza, începând chiar din această seară, Piața Victoriei, alături de Cristian Tudor Popescu. Îi veți putea asculta comentând actualitatea în direct de la ora 18:15 în direct la Europa FM și video live pe pagina de Facebook Radio Europa FM, acolo unde ne aflăm în aceste momente într-o transmisiune video, și pe europafm.ro. Așa că de astăzi Piața Victoriei așadar revine pe frecvențele Europa FM. Vă reamintesc că avem interviuri realizate de o echipă de jurnaliști redutabili: Tudor Mușat, Alicia Cobescu, Ioana N. Dogioiu și Mona Nicolici. Însă acum, Adriana este în direct cu noi în studio. Bine ai venit, Adriana Nedelea, în studioul Europa FM. Te salut, vă salut, mă bucur să ne auzim, mă bucur să ne și vedem. E foarte telegenică de altfel și mă întrebam de ce, știi? Da, la radio ai mai lucrat? La radio am mai lucrat un an de zile, cam așa, după ce am terminat facultatea de jurnalistică la Sibiu, am venit în București și am fost la Radio România. Radio România Actualități. Uh-huh. La Doina Jalea, acolo, în acea perioadă, ne-a fost și profesoară de radio la Sibiu. Și a fost tare fain, tare frumos, doar că așa, de scurt. Și iată-te în 2020, în studioul Europa FM. E, și acum emoțiile sunt mari. E și bucuria mare, dar uh-huh, și emoțiile sunt mari. Ce vorbeam noi mai devreme în pauză? Dacă apăs pe un buton greșit. Nu, dacă, te rog frumos. Dacă e ceva, nu dacă fac ceva ce nu e ok. Adriana, cum a fost în concediu? Ai avut concediu anul ăsta? Am avut concediu anul acesta, dar numai concediu ne-a fost, pentru că n-am plecat pe nicăieri, de teamă, din precauție. Ar fi trebuit să mergem în Turcia cu copilașul nostru, uh-huh, nu ne-am mai dus, era complicat. Și n-am mers la mare nici pe litoralul românesc, din aceleași motive. Pauze scurte, plimbări în București, în afara Bucureștiului, și cam atât. Dar a fost relaxant. Am citit mult, am stat mult împreună, ne-am jucat mult. Și a fost chiar bine pe alocuri. Au fost și părți pozitive în toată absolut, treaba asta. Am mai întrebat și pe ascultătorii noștri dacă au descoperit lucruri pozitive în perioada asta în care au stat acasă și răspunsul a fost da, și am găsit o mulțime de motive. În primul rând, am petrecut mai mult timp împreună. Corect. Atunci când plecăm undeva, suntem atât de fascinați de vacanțe, de locurile pe care le vedem, de fotografii, și uităm să fim cu adevărat 100% prezenți în viața noastră și cu cei din jurul nostru. Și mie mi s-a părut un concediu foarte bun. Mă bucur reușit să aud acest lucru și, în primul rând, mă bucur că am ajuns sănătoși în punctul ăsta. Da. Ai mai colaborat, Adriana, cu Cristian Tudor Popescu? Da, cu domnul Cristian Tudor Popescu ne-am văzut, ne-am auzit și am vorbit foarte mult la Digi24 și la Realitatea TV, când am lucrat acolo. Ne cunoaștem, am colaborat foarte bine și abia aștept să ne și auzim acum, ne și vedem, firește. Da. Dar va fi inedit, va fi diferit. Ce subiect ne-ați pregătit pentru această seară? Ce zi am avut azi? Ce zi grea? Ascultam și mesajele pe care vi le-au trimis vouă copiii. E o zi foarte emoționantă și foarte dificilă. Eu nu mi-aduc aminte să mai fi trăit de când sunt eu pe acest pământ așa ceva. Eu nu știu dacă a fost o zi mai dificilă pentru copii sau pentru părinți. Da. Nu știu. Cred că pentru părinți a fost mai greu, pentru că ei conștientizează cu adevărat pericolul și e și mai dificil pentru părinți, pentru bunici, apropo de infectare, de îmbolnăvire. Vorbim despre deschiderea anului școlar, un an foarte greu. Vorbea premierul Ludovic Orban zilele trecute despre faptul că este normal să deschidem școala, să începem școala și că deja suntem pe drumul cel bun. Și e o întrebare pe care le-o adresăm. Cristian Tudor Popescu va fi în studio, le adresăm părinților, elevilor, dascărilor. Ce înseamnă normalul autorităților noastre și dacă acest normal coincide cu realitatea școlii românești? Dacă e normal, înseamnă ești în siguranță, copile, mergi la școală, ești în siguranță, tu, profesor, mergi la școală. Dacă normal înseamnă acces pentru toți copiii la educație, pentru că vorbeam despre copilașii care n-au tablete, n-au telefoane, n-au internet în școală. Și azi cum e acest tabletă, normal pentru dascăli, ne fiind cu toții pregătiți pentru online?
și exact. Învățarea online. Sunt foarte multe comune, sate unde nici măcar semnal nu există. Îi așteptăm în direct. 0372069599. Să știți că vă puteți înscrie începând din acest moment pentru discuțiile din această seară alături de Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea. Acesta este numărul de telefon. Adriana, bine ai venit în echipa Europa FM. Mulțumesc tare mult. Bine v-am găsit. De-abia aștept să vă urmărim în această seară de la 18:15. Mersi mult. Rămâneți pe drum cu prioritate, pregătim știrile Europa FM la ora 17. Timbaland, One Republic și